Sabine, onoarte-ne hoți! Juventus, să fim, onoarte-ne! Este un moment fără precedent, dragii mei. Zeci de persoane cu drapele ale țărilor NATO, ale Uniunii Europene, merg în șir către sediul PSD-ului. Nu s-a mai făcut un astfel de protest în România până acum, cu drapelele tuturor partenerilor noștri strategici și, mai important decât atât, drapelele țărilor unde sunt foarte mulți români, milioane de români. Vedeți drapelul Germaniei, unde este o comunitate foarte mare. Vedeți drapelul Italiei în față, drapelul Marii Britanii, eu am drapelul Americii. Este un protest pentru menținerea parteneriatelor strategice ale României, dar și un protest de respect pentru românii din diaspora. Peste 5 milioane de oameni în diaspora care au trimis în țară 55 de miliarde de euro. Oamenii aceștia au finanțat România în ultimii ani. Oamenii aceștia au fugit de ciuma roșie, dar au trimis în țară bani. Oamenii aceștia merită respectul nostru. Și noi astăzi, din capitala României, le spunem respect tuturor celor din diaspora, purtând drapelele țărilor în care avem comunități românești foarte mari, comunități care sunt interesate de situația din România. Vedeți, avem și drapelul Ungariei, pentru că este partener cu noi în NATO și pentru că vrem astfel să arătăm și respectul maghiarilor onești și cinstiți din România, care nu comit acte de extremism și sunt oameni normali și respectă România, chiar dacă ei sunt de naționalitate maghiară. Vedeți multe drapele ale Statelor Unite. De ce? Pentru că Statele Unite sunt cel mai important partener strategic al României. Fără Statele Unite, România ar fi la cheremul derbedeului planetei Vladimir Putin. Observați, sunt foarte multe drapele ale Marii Britanii. De ce? Pentru că derbedeii din politică, infractorul Dragnea și slugile lui, l-au atacat urât pe ambasadorul Marii Britanii. În semn de respect pentru Marea Britanie, care încearcă să supravegheze România, să continuăm reformele statului de drept. În semn de respect pentru ambasadorul Marii Britanii, jignit de către corupții din politică, foarte mulți oameni au venit astăzi în Piața Victoriei și participă la marș cu drapele ale Marii Britanii. Oamenii strigă, nu vrem să fim conduși de hoți, pentru că despre asta este vorba. De asta stau oamenii în stradă de aproape 9 luni de zile, din cauza că România e condusă de un infractor, de un condamnat care duce România pe un drum foarte periculos, pe un drum către dictatură. Deja s-a ajuns să fie bătuți parlamentarii opoziției, pe un drum către Rusia. S-au făcut declarații din partea PSD-ului foarte ciudate, declarații care reproduc lozincile Moscovei împotriva partenerilor noștri occidentali, împotriva parteneriatelor strategice ale României. Pentru asta oamenii sunt în stradă în această seară. Vedeți drapelul Ungariei la protest și oamenii strigă extremiștilor din ambele tabere, nu ne învrăjbiți! Oamenii decenți și cinstiți din România, care vor ca România să fie o democrație consolidată, o țară occidentală, așa cum sunt partenerii noștri, refuză învrăjbirea naționalistă, refuză ca România să fie divizată între cetățeni de categoria 1 și categoria 2. Toți suntem cetățeni ai României și toți oamenii onești, români și maghiari, luptăm împotriva extremismului, pentru că extremismul este o boală, este periculos, indiferent de ce parte se manifestă el. Extremismul nu înseamnă normalitate și nu înseamnă civilizație.